Bine, te-am găsit. Sunt Diana Bordeianu, sunt psihoterapeut și rămânem în continuare în Power of Your Mind. Astăzi vreau să vorbesc despre dopamină și despre cât de important este să ne recompensăm. Prima întrebare pe care vreau să ți-o adresez este: când te-ai recompensat ultima oară pentru o activitate pe care tu ai făcut-o și ai făcut-o cu succes și știi că ai fi meritat să faci și să primești ceva în schimb? Poate că de multe ori așteptăm laude din exterior, așteptăm ca ceilalți să ne recompenseze sau să ne ofere ceva anume, însă este total eronat. Putem să primim laudele și aprecierea celorlalți, însă nu uita că este în controlul tău ca tu să te recompensezi și să spui că meriți și să-ți încununezi activitatea prin ceva recompensator. În creierul nostru, în momentul în care reușim să facem ceva, ne-am motivat, am dus o activitate și ne-am atins un obiectiv, l-am dus la bun sfârșit și ne-am atins un obiectiv, se eliberează dopamina. Dopamina ne face pe noi să ne simțim și mai motivate și să repetăm acea activitate, tocmai de aceea este bine ca să sporim efectul dopaminei, să întărim toată acea activitate cu o recompensă. Astfel, creierul nostru știe că deși dacă muncim mai mult și poate suntem în control, avem mai multă anxietate, vine către noi o perioadă mult mai stresantă, știm că la final, în momentul în care ne-am îndeplinit obiectivul, urmează și recompensa. Bineînțeles, încercați să vă oferiți recompense la perioade și mai scurte, în așa fel creierului nostru să-i dăm picătura de motivație, de recompensă și să se elibereze această dopamină, așa încât, practic, poți să spargi obiectivul în mai multe etape, să nu așteptăm de acum peste 3 luni și noi abia atunci să ne recompensăm, ci recompensa să vină poate o dată pe săptămână, o dată la 2 săptămâni, să vină cât mai des posibil. Asta înseamnă că tu practic te gândești ce anume activități sau ce anume lucruri îți dorești sau ce ai vrea să se întâmple ca tu să te simți motivată și recompensată, ce anume crezi că ar funcționa să iei sau să fie pentru tine doar pentru că ai finalizat un lucru. Sunt niște cuvinte pe care eu le folosesc de ceva vreme încoace, probabil, cred că de mai bine de un an, nu știu, îmi vin natural aceste cuvinte și deseori spun că haide să sărbătorim, merit să se întâmple asta, hai să îmi cumpăr asta pentru că merit, astăzi este despre mine, asta vreau să mi cumpăr sau această activitate vreau să se întâmple toate pentru că am făcut ceva anume și apoi vreau să mă recompensez, să fie ceva și pentru plăcerea mea, încât să mă simt motivată să văd satisfacția lucrurilor pe care eu le fac. Așa că și pe voi vă invit ca în următoarea perioadă să vă gândiți, să vă spargeți un obiectiv mai mare în obiective, în micropași și să vă recompensați, să sărbătoriți progresele pe care voi le-ați avut în așa fel încât să păstrați motivația, să păstrați fericirea, vibe-ul și energia. Și cum spuneam că vorbesc în ultima vreme despre activarea emisferei drepte, emisfera dreaptă este specifică creativității, spiritului intuitiv și activităților acestea cu un vibe și cu o energie mult mai chill față de momentul în care lucrăm pe control în emisfera stângă, nu neapărat în anxietate, dar pe targeturi, obiective concrete, logică și raționament. Încercați să deblocați emisfera dreaptă, în primul rând recomandat pentru femei, să se deblocheze emisfera dreaptă, să lucrăm pe activități creative. Asta înseamnă că tu poți să introduci inclusiv în gama ta de activități și te-aș invita ca activitățile recompensatorii pe care ți le oferi singură, poate să fie introduse din această gamă creativă și intuitivă, atunci poți să te gândești la ce pasiuni, talente sau ce anume ai vrea să dezvolți din abilitățile tale sau pur și simplu să încerci. Aici nu vorbim la nivel de performanță, nu vorbim la un nivel tot la fel targetat, ci pur și simplu ludic, creativ, intuitiv și care să ne facă plăcere. Dacă poate îți place să cânți, poți să iei niște lecții de canto sau poți să cânți pur și simplu de plăcere pentru tine, să-ți amintești că făceai odată acest lucru.
Poate îți place să pictezi sau să desenezi, atunci poți să îți iei niște foi și să introduci această activitate. E o activitate creativă care te va relaxa, care îți va scădea practic pragurile de anxietate. Știm că toate aceste activități creative, odată ce le introducem și vor scade pragurile de anxietate, asta înseamnă că va alcaliniza și corpul nostru, iar noi vom avea, evident, mai multă sănătate și mai multă bunăstare în organismul nostru. Cu cât le ținem în control, cu cât suntem mai mult pe raționament, practic pe emisfera stângă, cu cât suntem mai mult pe anxietate, aciditatea organismului nostru crește și, evident, sistemul imunitar scade și apare îmbolnăvirea. Poate că e o motivație suficient de bună încât să te fac să te recompensezi și să introduci aceste activități creative. Gândește-te tu care ar fi lista și ce anume ai vrea să faci. Poți să te apuci, mai vin cu câteva exemple, de lecții de dans sau să te duci la niște clase amuzante de dans sau să dansezi în casă, să faci mișcare. Din nou, poți să cauți inclusiv pe internet să te gândești care ar fi acele activități creative pe care ai putea să le desfășori, activități intuitive. Îmi amintesc că inclusiv eu, în momentul în care am introdus aceste activități relaxante, plăcute și am început să-mi caut propria listă de activități creative sau nu știu, nu știam neapărat ce anume să încerc, îmi făcusem o listă, însă am căutat inclusiv pe internet și știu că mi-am trecut apoi pe o foaie de hârtie, într-o agendă și mi-am notat ce anume activități aș vrea să încerc, bineînțeles în perioada imediată, dar și ca niște sugestii la care să mă întorc și să le introduc practic, poate pe parcursul unui an sau, nu știu, o listă pe care eu mi-o doresc, cu activități din care să încep să bifez, nu în sensul de constricție din emisfera stângă, ci în sensul de relaxare, de ludic și de ocupare cât mai utilă și funcțională a timpului liber, de conexiune cu mine și de a-mi îndeplini anumite dorințe, fiind recunoscătoare mie, pentru că merit și am făcut anumite eforturi și atunci merit să mă recompensez. Așa că te invit să, dacă ți se pare util, să faci și tu același lucru sau să găsești alte soluții și putem împreună să împărtășim ce activități creative și ce activități plăcute ai găsit pe care tu le folosești ca recompensă în viața ta. Iar la final te invit într-un proces de psihoterapie denumit Power of Your Mind, dacă vrei să lucrăm împreună la un mindset puternic, la un mindset de succes, să te regăsești și să fii din nou în conexiune cu tine. Accesează atunci linkul în care găsești detalii despre procesul de psihoterapie și, bineînțeles, putem să lucrăm împreună. De asemenea, promovez psihoterapia în general. Dacă ceva din clipul acesta sau din alte materiale educative pe care tu le-ai vizualizat în ultima perioadă te-au făcut curioasă să explorezi anumite zone din tine, să te pui în conexiune cu tine, atunci îți recomand să găsești un psihoterapeut cu care să lucrezi și să-ți fortifici stima de sine, să alegi să crezi că meriți și să ai cât mai multă valoare pentru că meriți și poți să ai o viață împlinitoare și satisfăcătoare. Așa că nu mai sta pe gânduri și încep să introduci cât mai multe activități plăcute. Vă urez weekend frumos și ne revedem cu drag. Toate cele bune!